Un tânăr a venit la Domnul Iisus cu dorința să moștenească viața veșnică. Învățătorule bun, ce trebuie să fac eu că aș vrea să moștenez viața veșnică? Domnul Iisus i-a spus, știi poruncile, le știi? Doamne, le știu, le știu pe toate și le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Frații mei dragi, trăim într-un veac al științei, când știm atât de mult cum n-am știut altădată. Tinerii, copiii mici sunt atât de înțelepți și știu atât de multe, cât e mir ce auzi din gura lor. Tinerul din Evanghelie a știut însă și să păzească poruncele lui Dumnezeu, le cunoștea pe toate. Ne bucurăm atât de mult de cei care știu, ne doare așa de mult de cei care nu știu. Și-am dorit ca tot să știe, să știe, să cunoască poruncele lui Dumnezeu, pentru că apoi păzindu-le să fie fericit și pe pământ și în veșnicie. În poruncele lui Dumnezeu, care tânărul spunea că le știe și le cunoaște și le păzește cu grijă, între ele să-și cinstească pe părinții lui. Nu știu cât de mult le va fi păzit el aceste porunci cu care se lăuda, dar știm că el a plecat de la Domnul Iisus și n-a ajuns în împărăția lui Dumnezeu niciodată. Să ne doare așa de mult. Cineva care știe, cineva care gândește că păzește și totuși să nu ajungă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că el știind și căutând să păzească aceste porunci, se vede că mai avea una care Domnul Iisus îi spunea, lasă-o și pe aceasta. Era lumea pe care nu putea să o lase și împreună cu lumea nu putea să ajungă niciodată în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă știa, chiar dacă se lupta el oarecum să păzească aceste porunci. Frații mei dragi, în ziua de astăzi, în această sărbătoare, suntem lângă un mormânt sfânt. Poruncele lui Dumnezeu spune, cinstește-ți pe părinții tăi. Cum poate un copil oare să nu-și cinstească pe părinții lui care l-a crescut? Pe mama lui care și-a luat bucățica din gură și a trăit în lipsă de atâtea ori ca să-și vadă copilul că știe, să-l vadă crescut mare, să-l vadă frumos. Cum oare va putea acest copil să nu-și cinstească pe mama lui, pe tatălui? Cum oare se poate lucrul acesta să nu-și cinstească copiii pe părinții lor? Oare în alte este o crimă, iubiților? Căci în acele 10 porunci unde scrie să nu ucizi, să nu furi și să nu faci mărturii mincinoase și alte lucruri, tot în aceleași porunci scrie să cinstești pe părinții tăi. Un copil care nu-și cinstește părinții lui, nu va fi el oare ca și acela care e criminalul sau hoțul, nu se aseamănă cu ceilalți, pentru că și el greșește și calcă chiar una din poruncele cele mai însemnate, să-ți cinstești pe părinții tăi. Frații mei, dragi tineri, sunteți mulți aici. Noi suntem în ziua de astăzi adunați lângă un mormânt sfânt viu care ne grește fiecare dintre noi. Cinstiți pe părinții voștri. Iubiți-i, ascultați-i pe cei care mai aveți și urmați-le pilda vieții. Dacă o poruncă sfântă a lui Dumnezeu este să-ți cinstești pe părinții tăi care ți-a dat viața, apoi cu cât e mai sfântă porunca aceea să-ți cinstești pe părinții tăi cei duhovnicești de la care avem viața noastră spirituală. Este o poruncă sfântă a lui Dumnezeu să le cinstim pe părinții noștri cei duhovnicești. Să cinstim pe aceia care ne-au adus nouă lumina, ne-au adus nouă viața. Ne-a adus nouă lumina, ne-a adus nouă pe Hristos. Faptul că suntem în ziua de astăzi lângă acest mormânt sfânt, este, frații mei dragi, că dorim și noi să cinstim pe acela care a fost părintele nostru sufletesc. Pe acela care ne-a învățat să iubim credința, ne-a învățat să iubim biserica și să nu o părăsim, ne-a învățat să iubim hărnicia și cinstea, ne-a învățat să ne iubim patria și neamul. Omul acesta datorită lui, noi suntem în starea aceasta în care suntem. Pentru că mulți dintre noi n-am fost fii bisericii și am fost fii crâjmei. Am fost niște lăpădături a societății.
și învățătura acestui mare om trimis de Dumnezeu în biserica noastră și în poporul nostru, învățătura aceasta ne-a făcut și ne-a ridicat din gunoaie și ne-a făcut oameni. De aceea dorim să cinstim și să urbăm viața acestor mari oameni al lui Dumnezeu, de care Dumnezeu s-a folosit ca să facă bine multora care vine în urma lor. Frații mei dragi, cinstiții, dar a cinsti și a urma pe părinții tăi nu numai atâta să vii la mormântul lor cu o floare, cum mulți nu fac nici atâta. A cinsti și a urma pe părinții tăi este să-i urmezi în virtuțile lor, în ostenelele lor, în hărnicia lor, în munca lor și în jertfa lor. Omul acesta trimis de Dumnezeu în biserica noastră și în poporul nostru s-a topit luminând, s-a jertfit, a strigat, a spus. Și de aceea, iubiții mei frați, dacă spunem că suntem copii ai Lui, cum vom putea să dovedim dacă nu vom avea virtuțile acestea? Frații mei bătrâni, părul nostru alb ne povestește că în curând ne terminăm noi lucrare pe pământul acesta. Când privim la acest mormânt, ce ne grăiește nouă? Ce a lucrat acest om al lui Dumnezeu? Cât a luminat el, cât s-a jertfit, cât a muncit? Ce a muncit noi oare? Se apropie vremea plecării noastre, ce va rămâne oare în urma noastră? Mi-aduc aminte mereu de un om de la noi, cântăreț al bisericii. Era într-o primăvară și umbla să facă multe alpoi într-o grădină frumoasă. Și mulți îi spuneau, bace Gabri, ce faci, dumneata, ești bătrân, când vei ajunge să mănânci din rodele acestea? Știu cu el, eu știu, dragii mei, dar vreau ca în urma mea să aibă cei care vor veni. Frații mei bătrâni, ce-am făcut, ce-am lucrat? Voi, frățiori tineri, dacă ați avut niște părinți harnici, muncitori și credincioși, nu veți dovedi numai cu o floare că veniți să le puneți la mormânt aceasta, ci atunci când veți avea virtuțile lor, urmându-i pe ei în muncă, în osteneli, în jertfă, pentru ca în urma voastră să rămână o grădină frumoasă și mult să-L binecuvinteze pe Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii trimiși de El. Facă Domnul ca pilda lor vie să rămână în sufletul fiecare din noi și ducându-ne din locul acesta fiecare să ducem cu noi ceva. Și de această dată ne noim toți legământul în fața acestui sfânt mormânt al lui Dumnezeu, căci vom căuta să dovedim și noi că suntem urmași celor ce ne-au învățat pe noi aceste lucruri atât de minunate și atât de frumoase. Slăviți să fie Domnul!